ziua, tu ești 4. Bună ziua. O leacă mai tare? Da. Yes, mulțumesc. Check, check, check. Check, 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 check. Probă de mic. Check. 1, 2, 3. Pamela vrea copii. Dar Johnny? Johnny? Nu știu cine era personajul. Mitran, nu o lasă, că e prea frumoasă. Da? Care nu, ce înțelegem de aici? Ca să nu fie grasă, pentru că e prea frumoasă. Devine, ah, că n-are da. Sens. Da. Pentru că dacă o impregnează... Da, o inseminează cu pula. O inseminează cu pula. Așa. Și după aia o fertilizează. Da. Ea o să dezvolte un embrion care se dezvoltă în copil. Da. În perioada de gestație la mamifere. Da. Nu 9 prea luni. Se mai practică sexul, nu? Intercursul, contactul sexual. Eu la, am văzut la niște animale. Filme pe internet. A, la animale. Și oamenii, la oameni nu sunt animale? Nu știu. Eu cred că mai faci o vreme până faci, când... faci sigur. E weird, știi? Faci sigur până... Da, până dă cu piciorul, cred că atunci. Când, când se zbate prima dată, când simți așa că deranjezi, atunci mi se pare limita. Crezi că deranjezi? Câtă pulă să ai ca să deranjezi? Nu, no, n-ai nicio șansă. E destul de sus. Doar dacă întinde mânuța el pe... să-ți facă hey! Pe canal. Câtă de nevoie de atenție să ai să-ți iei așa ceva? Pârâitoare din asta? Da. Nu înțeleg. Adică îmi plac motocicletele, dar să nu facă zgomot. Sau să nu facă atât de mult zgomot. Trebuie să menții un nivel de civilizație în oraș. Bă, și în față de your surroundings, în primul rând, da, și exact. În al doilea rând, pe tine așa, tu nu auzi toată ziua asta în capul tău? Tu pe motor nu auzi? Cred că ei se convin că le place. Cred că asta și da? Că așa le bubuie lor capul constant, așa e normal să te doare capul. Bă, deci asta cu copiii... Cu copiii. Că nu o lăsa pe Pamela să facă copii, că e prea frumoasă. Care, să fac copii, cum îl chema, mă, pe din numărătoarea 1, 2, 3, Pamela vrea copii? În primul rând, salut. Așa, da. Am uitat, zic salut, bună seara, bine v-am găsit aici pe Nocturna din Traian. Da. Suntem la oră de seară. Cred că n-am mai făcut podcast așa de târziu. Niciodată. Niciodată. Poate am mai făcut odată după un open mic. Cred că mai făceam, da. Mm-hmm. Da. Da. Așa. Dar acum cum suntem pe? Super. Dar Pamela 1, 2, 3. Pamela vrea copii. Dar cine nu o lasă? Că e prea frumoasă. Trebuie să vină autistul de Mirica. Eu nu știu numărătoarea asta. A, nu știi? Dar ce numărătoare e top of mind acum la tine? Fuck. Antante disemane pe? Așa, continuarea? A, nu. Disemane compane? Antante. Da. N-am înțeles-o niciodată pe asta. Mi-e plac astea cu sens. Javră ordinară. Da. Ești un țigă. Asta era de la galerie, eu n-am realizat. Fuck. Nu, era ceva, nu știu ce, ieși afară tu. Era... Da. Pe o bară, se căca o cioară. Cra, 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 fix în gura ta. Și mai era, în Oceanul Pacific, da. A ieșit un pește mic. Și pe coada lui scria, ieși afară, dumneata. Dumnezeu, asta frumos, mă deranjează asta, că era un ritm, de exemplu era din Oceanul Pacific. Și la final când trebuia să fie ieși afară, dumneata ar trebui să fie. Da? Dar o lăiai ca să nu cadă la tine. Mereu era dumneata altul. Doamne, cum se uită oamenii, chiar cred că a venit televiziune aici. Foarte awkward. Da, suntem la profesioniștii cu Eugenia Vodă. Da. Am avut o răceală și acum de fiecare dată când râd sincer și chiar mă surprind de ceva, tușesc. Ai hoarcă. Am rămas cu horcăială din asta. Septum interruptus. Vorbeam despre făcut sex în timp ce ești însărcinată. Până sau când? Însărcinat. Oh, la animale, perioada de gestație. Făcut sex, da. Gestație, da, am vorbit despre gestație. Chiar am pronunțat cuvântul gestație, da. 4 minute și am vorbit de gestație deja de două ori, da. La animale, da. E fereastră foarte scurtă de futut pentru masculi. Doar când dau când le dau femeile voie în perioada de când sunt călduri, cum ar veni, de gen uter liber, cum ar veni. Da. Și de asta își omoară pui, adică masculii omoară pui ca să vrea femeile să facă iar copii, ca să masculii nu mai bombardească. Masculii omoară pui? De lei, de pisici. Dar nu pe ei lor. Ba da, nu contează. Ba nu da, cred. Orice pui. Nu cred, dacă e al tău? Pentru că sunt cretini. Tu nu știi cu cine ai de-a face, Luisa. Da. Noi nu mai controlăm un pic așa. Deci să nu fac niciodată sex cu pisici. Asta am înțeles. Niciodată să nu le faci pui motanilor. Da. La femei, în schimb, pentru că avem un pic de discernământ, așa, ca specie,
mai pot să le fentez un pic, le mai convin. Oh, mă, că n-are nimic. Ești nebună, îi place și lui. Că nu se pune. Da, nu, până n-are ochi, până nu face sprâncene, vorba aia, n-are emoții. Se aplică și la, și la fetuș. Și la fete și la fetuși. Și care, care e limita, Mitra, în asta întrebarea? Până când faci sex cu soția ta, că nu în afara căsnicii, nici ei nu se fac copii? Cred că până când devine inconfortabil pentru amândoi din cauza burții ei, nu ale mele. Până când nu mai poate să stea doggy style, cu o ține burta. Să nu mai poți să vii cu genunchii la piept așa. Ăla-i testul. Aia cred că e repede, aia după trei, nu știu, nici măcar nu știu cum evoluează. Cred că trebuie să ne arăți cam până pe unde. Eu cred că pentru mine ar fi în momentul în care începe să miște, that's, I think that's weird. Da, că deja faci sex în trei. Da. Sure, you know what, sure. Sau când pentru mine așa, știi, când asta e și testul că, mamă, trebuie să slăbesc. Eu atunci, dacă burta depășește țâțele, da. Atunci este. Dacă mai vezi un bump între... Ciudat. Da. Trebuie să slăbesc sau să... Te-ai gândit la... la have a baby. Have the baby. Keep the maternitate? Baby. La ideea de maternitate, de a avea copil? Da. Cum, cum s-ar simți așa? Cum s-ar simți? Da. Eu nu cred că... Că nu, eu ca bărbat nu pot să-mi imaginez. Nu pot eu să cred mă duc că poți cu... să-ți imaginezi nici ca femeie. Nu poți, nu poți, că e... Mamă, e weird, e weird, e strange. Weird cu dragi. Mamă, dacă prinzi și o fată însărcinată care e mega entuziasmată și te pune să-i faci așa... Se-mi mâna. Ha, sunt, dar nu vreau, te rog. Ah, come on, mă, mie nu mi se pare ciudat să... Adică mi se pare... Adică intram prin tramvai în fiecare zi. Nu, 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 nothing. Cred că nici n-am atins, dar nu e mi se nice, pare weird. E nice, dar e și weird dacă... Te... Ok, pui mâna și pe aia mișcă, o să... Alien! Ah, e un pic ciudat. E un pic ciudat. E ciudat în general cu aia, cum se creează din spermă și nu știu ce aveți voi acolo, eu știu sigur ce pun. Biluță, marfă bună biluță. De la țară. Se creează o chestie cu aia, crește în tine, e ca și cum... Mamă ce... Și, ce... și se arată, și arată weird la început. Sunt niște băieței de 14 ani care acum au aflat cum se... Mi se pare că miracolul vieții e surprinzător toată viața. Nu se vorbește despre asta suficient în podcasturi. Da, e fenomenal cum se întâmplă viața așa, cum se dezvoltă... Din nimic. Cine a programat, domnule? De unde, de au, unde avut au avut ei celule? Celule. De unde au avut ei celule? Cum se întâmplă așa, cum cresc lucrurile din ce nimic? Ce mi se pare cel mai ciudat e că, da, din 14 milioane sau nu știu exact câți spermatozoi oameni? Sunt în general. Nu, 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 nu. Din spermatozoi, că tu ești efectiv unul și că ADN-ul poate, e atât de schimbat încât dacă ar fi fost altul, era un om total diferit. Adică nicio, nu e ca și puteai când să fii afroamerican. S-ar fi născut cineva pe acolo. Din părinții doar... mei. Da. Da. Da, că ești, ești unicat. E da. Probabilitatea atât de mică să mai existe așa ceva încât ești cam unicat. Da. Și gândește-te că tu, Mitran, să te luăm pe tine ca exemplu, tu ești capul unei lungi linii de evoluție. Tu ești campion printre oameni. Mă mai gândesc la chestia, mă gândesc la arborele genealogic. E o melodie foarte frumoasă de la The Streets, care se numește On the Edge of the Cliff și este vorba despre un domn care vrea să se sinucidă și vine alt băiat și ăsta este, e argumentul că tu ai supraviețuit, atâtea generații au fost nevoite să supraviețuiască ca să ajungi tu în punctul ăsta, mai gândește-te puțin. Da. Adică tu oricând poți să retezi, efectiv sute de mii de oameni probabil, nici nu știu oare câți, dar clar câți sute de mii. Din câți oameni ajungi la Dragoș Mitran? Da, 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 exact, cred că sunt sute de mii. De când? De unde ne din ducem? Cam, de la Adam și Eva? Hai să zicem de la anul 0. Da, da, de când s-a născut Iisus. Până în 2022. De când s-a născut Iisus. Da. Păi, cam deci, 80 de ani. Să zicem că... Nu, nu, mai puțin. Descendentul... Nu, tu ești descendent, cum se cheamă? Strămoșul tău. Da. Să zicem că a fost în armata romană în timpul lui Iisus. Așa. Când s-a născut Iisus, era și el pe acolo. Așa. Așa, și de acolo a fost, să zici, 5 generații la 100 de ani. E mult mai mult de 100 de mii. Știi de ce? Pentru că practic e 2 la puterea nu știu cât. A, și că așa e... vine, că vine și dintr-o parte și din alta. E exponențial. Da. E... Adică ai părinții 2, după ai 4 bunici și vine 2 la puterea a doua, după plus 2 la corect, a treia. Corect. Mamă, Jesus, se duce cred că foarte sus. Dacă că o generație ba, se nu, consideră nu se 20 de sus. Ani, cred, nu? La 20 de ani că poți face copii, cam aia zice că e o generație. Ok. De oameni. 5 generații pe 100 de ani, în 2000 de ani, îs 20 ori 5. E foarte ciudată 100? Inclusiv ideea asta 100? De generații.
Pentru că noi cu ăștia de la comics suntem aceeași generație sau nu? Ei nu. Au 33-34 de ani. Nu, e generația X. Păi și da, noi uite, suntem millennials. Păi da, ok, dar uite asta că am aflat și eu de curând. Păi da, mă, dar asta pentru că ai segmentat tu anii, așa e ciudat dacă iei pe altă parte. Dacă ei, să zicem că generația asta, millennials în care suntem noi, da. Anii 90. Da. Practic începe chiar 90. Nu chiar. Nu chiar, un pic mai înainte. 85 pe acolo, cred. Da. Păi ok, ăștia sunt născuți în 80. Vezi, de zic că e ciudat. Prin ocupație mi se pare că intră mai mult, dar generația lor, oameni normali, nu comedianți, da. Nu comedianți. Bine, dă-mi un segment au... de an. Tu ești născut în 93, e da? E mai mult de cultura în care ai crescut. De acord, dar... Da, deci ai în care, în care de rămâi acum. Cu ce oameni născuți în ce perioadă tu te identifici ca fiind în aceeași generație? Că nu poți să-mi dai 20 de ani. Eu de asta spun că nu prea cred în 80. Nu, dar eu zic ca generație biologică, nu culturală. E diferit. Ce se întâmplă? Ce nu avem știu ce mi-arăți. Încărcător? Nu am nevoie acum, Miruna, dar îți mulțumesc. Mulțumim, pișcot. Așa, deci eu asta zic. Mie mi-e foarte greu, născut în 94, mi-e foarte greu să mă identific inclusiv cu oamenii din 2000. Mi se pare că sunt mult prea tineri și diferiți. Dar 2002. Dar și cu oamenii din 90-88, cumva. Adică până la urmă, și asta eu vorbim efectiv de un gap de câți ani? 15 ani? Da. Și inclusiv așa mi se pare că Jesus. Și ce mi se pare ca generație, dacă poți, dar fiecare om poate să delimiteze cum pui tu problema, generația în funcție de când ești tu născut. Gen în funcție de tine. Păi, dar intervalele la nivel mondial sau na. Păi da, cultural, dar la nivel îs puse așa, tu poți să fii la granița dintre două generații. Păi asta zic. Mondiale. Sănătate, adevărat. Dar din punctul tău de vedere, mi se pare că generația, din punctul meu de vedere, ce m-ai întrebat acum, e cam în ce interval aș fute și ar fi ok. Nu e adevărat. Îmi place sesmentul ăsta. Dacă e o femeie care arată ăsta. Bine la 43 de ani, cu cine aș fi într-o relație? Excepții. Cu cine aș fi într-o relație, să zic, și ar fi ok. Ciudat. Un plus 10 minus 10. Nu. Un plus 10 minus 5. Deci 15 ani, în niciun caz 20. Plus 5 minus 5. Da, plus 5 e minus cel 5. Mai safe. Cel plus mai minus, safe. Plus 5 minus 5. Ceea ce nu înseamnă prea puțin. Adică nu prea sunt generațiile atât de mari. Asta, eu de la asta am pornit. Că nu cred că sunt generațiile chiar atât. E ciudat că se numesc millennials atâția oameni întinși pe atâția păi ani. Păi da, dar eu asta zic că generațiile sunt funcție de, uite, generația care a prins internetul, generația care a prins smartphone-ul, cam în funcție de asta se pune ștampila de generație. Nu s-a... E mai mult bazat pe evenimente decât pe ai. Da, o cam. Generația 9-11, generația... Există generația 9-11? Nu știu, da, care au fost... S-au întâmplat niște chestii pe acolo. Nu, dar mai mult cultura. Cezara. Bravo. Cezara, Cezara să fii sănătoasă. Uite, ce am vorbit acum, am vorbit despre treaba asta, despre atins burtici. Poți să-l faci să miște? Zice. Strigă și tu la el. Cheamă-l pe afară. Cum îl cheamă? Ia. Sorana. Să fie sănătoasă. Sorana, o invităm la podcast. Da. Cel mai mic invitat la podcast. Da, avem deja primul bebeluș în podcast. Bătrânim. Primul bebeluș în podcast și primul copil care s-a născut. În timpul podcastului ăsta. Ce mișto ar fi. Să faci un homemade delivery din ăla. Homemade delivery. Nu știu cum se cheamă. Home birth. Home birth din ăla. Se cheamă greșit. Am fost a mistake. La that's what you call it, a mistake. Am fost la ăsta la astăzi să-mi fac testul că trebuie să-mi schimb permisul, că am împlinit. Asta era aia. Chestie de 10 ani. Da, da, da. Și în afară de faptul că aparent este full peste tot, de abia ce am găsit la programare, dar nu l-a permis, la testul ăsta medical. A, la medical. Da, că după cu foaia asta că ai trecut medicalul, te duci să-ți facă ea permis. Da. Și eu nu credeam că ești convins că oamenii sunt cumva sătui că au tot auzit. Bă, dar te izbește când mergi acolo și realizezi superficialitatea cu care e tratat totul. Bă, dar e insane. Eu astăzi m-am trezit foarte greu. La 11 și un sfert aveam programare. Necaracteristic ție. Bă, nu, serios, în general chiar am început pe la 9:30-10 mă trezesc. La 11 și un sfert aveam programare, m-am trezit cred că la 10:50. Și eu m-am trezit foarte târziu, ce s-a întâmplat? Cred că de aseară, că a fost obositor ziua de ieri. E luna în Jupiter, cred că.
Și nu am ajuns, există, că ar fi luna într-o planetă, nu, n-are cum. Am ajuns acolo unde ai de făcut 6 teste. Da, dar pentru... ai fost la o clinică specializată pentru permise? Da. Ceea ce eu nu credeam că există. Există, bossule, da. Ce ai? Și o cireadă de 12 vite cât eram acolo, ne primau prin camere, un organizator care treci în aia, treci în aia. 6 teste cu 6 doctori, fiecare specializat în chestia lui. Da. Dude, este ridicol. Primul la care am intrat a fost oftalmologicul, care, sincer, mi se și cam pare cel mai important, cumva, pentru că ar fi foarte bine să vezi când conduci. Și la oftalmologic, pentru că eu încă abia ce vedeam, eu n-am probleme cu vederea. Cu stângul am văzut foarte bine. Mi-a zis aia, nici nu se uita la mine, efectiv. Stătea cu ochiul, cu ochii în birou și acoperă-ți ochiul drept, citește cel mai, de, cel mai mic rând stânga-jos. L-am citit. Luat cu cel mai mic de la început? Da, păi da, cât mai repede, bossul. Eficiență, la dracu mă ia de la mare și vede după că reușesc pe la mic. Așa. L-am citit, după cu dreptul când am pus, mamă, total blur, pentru că, repet, pentru că eram după somn, că după am mai început eu să fac, că m-a luat pe mea. Ai început să faci așa pe stradă? Da, da, ai dormit pe partea aia sau ce? Da, cred că asta s-a întâmplat. Mamă, și nu vedeam nimic. Cafea băută? Nu, n-am avut când, că întârziam la orice. Dar normal, dar bravo. Domnule, că vă văd mai doctor. Da. Ce am la ochiul ăsta? Da. Și nu vedeam nimic și am bă, dar la modul ăla de era blurat tot panou. Și mesa aia citește rândul din stânga jos. Și eu am zis același rând pe care doar ce l-am citit. Și am zis, da, haideți. Și l-am zis din memorie, că pula mea îl citisem cu 4 secunde înainte. What the fuck is that? Și asta a fost. La psihologic. Deci nu i-ai zis lui aia că n-ai văzut? Nu. Dar ce-s prost? Bă, nu, dar serios, chiar, adică știu că n-am probleme. Dar ea se uita că nu, se uita cu ce ochi te uiți? Da, da, cred că da, cred că asta făcea. Asta mă gândesc. Deși cred că dacă țineai așa, n-avea nimic împotrivă. Cu mâna trebuia să ții tu? Cu ochiul trecea cu ochiul. A, normal, cu mâna. Da, ok. Și... te-ai dus la psihologic. Da, m-am dus la... Ce la psihologic m-a întrebat dacă am probleme psihologice. Iar ai mințit? Ceea ce este... Păi nu, dar e imbecil. Că dacă stai să iei fundamental, toți avem unele probleme psihologice. Ce problema de întrebare e asta? Da, ar trebui când intri acolo să trebuiască la intrare să juri cu mâna pe Biblie. Da. Să zici că, asta e soluția. Da, tot la biserică te întorci. Să moară familia mea, da. N-am nimic, sunt exact. tun. Da, să fie pe propria răspundere să moară familia mea. Dacă vă mint, n-am avut nicio problemă cu nimic ca ceai. Și e și ciudat că, efectiv, ca să pară că nu mint, ceea ce știu că asta pare că minți, mă uitam așa în ochii ei când spuneam că nu. Și nu clipeai așa, da, 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 așa pare vorbeam. Și după, da, exact. După m-a întrebat că... atacuri de panică, anxietate și eram... Ce ai, ești proastă la cap? Ce sunt alea? Atacuri bă, de ce? Alea-s pentru oameni bolnavi, lu așa la cap. Mă întreabă, am venit aici că muncesc, nu că nu-mi pierd timpul cu prostii din astea. Cu aia stăm la nocturna asta și ne atacă țânțarii. Da. Asta este. M-a luat de acolo, după m-a dus la alt băiat, în alt cabinet, care era pe probleme fizice. Că dacă am probleme, nu știu... fizice. Dacă, da, exact. Nu fizice. Dacă am avut boli, dacă am avut operații, mână ruptă, ceva, de parcă am avut o mână ruptă. A, din astea nu de locomotorii așa da. Mai mult să nu... Da, și am zis că da, nu... S-a uitat așa la tine să vadă dacă ai un picior bă, mai scurt? Bă, deci într-un sictir total. Te-a palpat că, știi, telefonic? Inclusiv la asta, ăsta era ortoped, spre exemplu. Cealaltă psiholog, cealaltă pula oftalmolog, morții măsii. Bă, și mă gândesc, într-adevăr, sunt foarte easy money. Lucrează dimineața până seara, chiar lucrează în draci. Semnează ea într-una hârtii. Ce fac morții lor. Fac carpal tunnel de la semnat. Bă, dar mă gândesc, coai, asta nu-i viață de medic. Adică cât de cum poți să fii fericit tu terminând o profesie care și durează multe și pe o grămadă de ani, să fii fericit că stai în pula mea dimineața până seara într-un cabinet în care faci tu doar... faci bani masiv. Da, parte de acord. E part-time gig? De acord, păi dar nu prea are cum să fie part-time, că pe gen fiecare... lucrezi două zile la cabinetul ăsta și ai trei zile în altă parte. Ok, da, uite, asta poate, da, asta s-ar poate. Putea. Da, aia zic, bă, efectiv, pe de altă parte, ce e altfel ciudat... sad. Păi aia zic. Și plus că faci jurământul ăla ca medic, că îți pui viața în slujba pacientului și că nu o să-și tu hârtii, te duci da. Și zici că, deci nu aveți nicio problemă, nu? Da, bine. Da. Next. Da, efectiv așa a fost. Și cel mai challenging din toate testele astea a fost o altă tipă care era mai ambițioasă, probabil mai la început. Pentru că m-a pus să mă duc la perete
Și să merg să așa. Să faci 8 ori. Nu, doar pe aproape. Și să merg așa, cu picioarele, știi, unul în vârful celuilalt până la ea. Și eram coai. This real fucking life. Asta pentru ce? Cine are, da, cine are timp aia să întrebe? Aia nici nu lucra acolo. Era și ea, da. Făcea un TikTok. După mi-a zis, închide ochii și ține și mâinile. Și deschide gura. Nu. Închide ochii și ține mâinile așa. Cu mâinile deschise trebuia să țin mâinile așa. Și ți-a pus. Și după mi-a zis, închide ochii. Și ai stat așa că e sus? Și mi-a zis, gata, mersi. Și ne-ai întrebat ce-i fă asta? Nu, și apoi mi-a zis, acum pe rând, cu fiecare mână, făcea așa în același timp cu mine. A, să atingi nasul. Pe rând, cu fiecare mână, da, atingi nasul. Poate că dacă ai băut. E basic. Să vadă dacă ai băut. Poate, da. Cred că asta face și poliția. Când oprește poliția. Să faci cumpăna. Nu m-a pus să fac să cumpăna, mergi pe mijlocul că aia era drumului. Ce e cumpăna? Să stai cu într-un picior așa. Da. Față în echilibru. Mie mi se pare, mie mi se pare greu. Mi se pare greu și când vrei să faci acum cumpăna aici pentru oameni? Da. Hai, bagă o cumpăna. Ioana Luiza, în premieră. Pentru voi face cum o să mut scaunul ca să rămâi în centru. Ia. Deci trebuie să te apleci, rămâi într-un picior și să fii orizontală, paralelă cu pământul, cum ar veni. More or less. Așa. Ai. Dar trebuie să stai stabilă. Stai. Trebuie să stai, nu să pici. Trebuie să-ți menții un pic. O cumpănă de 9.50 o să-ți dăm. O să-ți dăm un 9.50 pentru asta. Da. Cam asta e cumpănă. Așa. Dacă ești beat, nu ești în stare să o faci teoretic. Da, se pare să cumpănă. Da, cam asta. Da, exact. Am înțeles. Și acum trebuie să vă zic o chestie care am crezut că e foarte cute și n-a fost. Am ajuns de la tenis cu piciorul atunci. Așa. Ana a avut o zi grea la muncă, trebuia să gătească, n-am mai gătit, am zis ceva gătesc eu. Pe la 2 dimineața asta, că am mai stat cu cizma pe la scară. M-am apucat, am gătit toate astea și ce m-am gândit la final. Ce ai gătit? Ce ai gătit? Morții mă, nu știu, ceva piept de pui, nu mai știu ce am. Ziua de la 2 dimineața. Nu știu, mă. Nu, efectiv, chiar nu mai știu piept ce. Piept de pui așa doar l-ai prăjit sau ai presărat ceva pe el? Nu. Cu sosuleț? Am făcut... Maclavais. E total irelevant. Da, total irelevant gătitul. Da. Și după ce am gătit, m-am gândit să fac o chestie cute. Am programat pe Telegram mesaje. Stai să vi le citesc. Luana? Da. Vai. Poți să ghicesc la fiecare oră de fix te iubesc? Nu. Stai un pic. Nu, deci nu, nu. Ana nu era acasă sau dormea? Ana dormea. Ana dormea. Era 3-4 dimineața. Și tu ai... cu ei gătit? Păi lui? Pentru ea. Nu, mă, nu, am gătit pentru ea să ia a doua zi la muncă. Ah, that's nice. Da, asta aia zic. Nice. Și, și în euforia asta de ce băiat bun ce sunt eu. Băiat exact, bun exact. Sunt, mi s-a părut că pot prieten să compensez model. Să fac ceva și mai nice, să-i rupă mintea. Așa. Stai să s-a găsesc. Dus la poștă și i-a trimis telegrame. I-a trimis felicitări. Nu, chiar muncă. Este grav, dar i-a trimis emoji-ul ăla. Știi că pe Telegram e un cremvuști care dă din gură? Uite, uite ce am făcut. Ia. Am programat mesaje pe Telegram exact cum vorbesc eu, mod normal. Hey, enter. Neața, enter. Știu că acum dorm, dar mă plicti. Am gătit, dar am lăsat mâncarea în frigider ca să o iei tu la muncă. Pup. Asta cu enter la fiecare exact cum scriu. Okay. Întâmplarea face ca... Am știut că le-am programat la 9.40 și 9.41. Când se trezește ea? Da. Și Ana călca, Ana își călca hainele cu care să meargă la muncă. Mă vedea pe mine că dorm în pat. Și la început a văzut un hey și a zis morții, o fi o eroare. Wow, așa. Asta nu-i cute. Asta mi se exact. Pare minunat de făcut. Da. Dar vedeți că... Puteți să nu-i ziceți să ciți mai rog. Exact, da. Dar știi cum faci? Îi zici la fel să fie contextul tău cam același. Să zici că salut, nu pot să mă trezesc. M-am blocat da, într-un vis. Da. Da, coaie. Să faci draci din așa. Și Ana asta îmi spunea că a văzut hei, ăla a zis că nu s-o fi trimis ceva de aseară. Morții mă zi. Dar după când a văzut bolnav, neața știu că dorm. Și se uită la mine. Te salut din tărâmul de dincolo. La toate chestiile astea drăguțe pe care le-am făcut, doar mi-a dat sin și eu când m-am trist eram what the fuck. Nici măcar un wow, ești fucking minunat. Are you a magician? Și da, doar a povestit la toată lumea, credea că AI sau ce, ce fac moartea. Mamă, ce, ce bolnav, eu nici nu știam că există așa da. Ceva. Da, poți să dai schedule. Poți să dai schedule. Și aia e una să scrii
un mesaj mai lung și alta ca și când exact... Păi da, dar tu le-ai dat, poți să le programezi la minut. Ce distanță? Că dacă dai hei acum și peste pus, un minut... Am pus din greșeală hei-ul la 9.40, pe restul le-am pus la 9.41 și le-am ordonat a, între ele cum toate? Să se trimite. Nu, 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 tot așa pe rând. You're insane! Dar insane. N-am realizat. Bă, chiar că... mi se părea super cute. Acum realizez că și pe mine m-ar fi luat nașpa dacă primeam căcațele alea. Mai ales când te trezești, că nu te gândești, stai că Telegram are funcția aia de schedule da. Pe care o știu doar corporatiștii și noi. Da. Dacă să te mai prindă și paranoic, să te prindă și drogat ceva bad. Da. Da. E... Bă, dar e foarte nice. Bună asta, exact asta, sunt blocat într-un vis. Te rog, nu mă trezi. Ajutor. Hei, salut. Nu, nici ajutor. Salut, direct nu, ajutor. Lasă. Ajutor, direct. Nu, ok, nașpa. Nu, nu reacționează bine la ajutor, nu știu, la un moment dat am țipat ajutor... Da, cu ceva pointless, gen... Nu găsesc pixul. Ceva, da. Ceva carnea scăpit, asta nu da. Se taie repede. Ceva l-a gătit și a venit repede, panicat, că ce s-a întâmplat. A, bă, nu eram aici afară. Eram afară cu voi și trebuia să-l chemăm și am zis, am nevoie de ajutor și a venit ca o furtună. Like a good man. E bine să... E da, bine, dar... Să fii first responder. Nu vrei așa... să fii the boy who cried wolf. Da. La mine, în familie, mama e așa... Când e vorba de dat ajutor, de un incident, de se duce și... E first responder, mama da, ta? Da, e foarte... La mine, la țară, casa, casa noastră, da, e într-o zonă în care se întâmplă accidente. E o intersecție și un deal nu prea se vede, se depășește ampula, se mai întâmplă accidente. Și de fiecare dată când se aude o frână din aia de pare că accident... Mama e la geam, două se uită și e gata, e pregătită să... Dar știe ce să facă? Să, nu se știu. Se uite? Să nu dă cu apă pe ei ceva, îi trage pe afară, nu știu. A mai fost, a fost de utilitate la un moment dat. Da? Adică, că de obicei oamenii se uită, da. Nu prea se bagă, știi? În momentul ăla de panică, da. Așa. Mi se pare foarte interesant sentimentul ăsta. Eu n-am salvat viața nimănui. Dar mi se pare că e o chestie care îți ridică foarte tare moralul. Chiar mi se pare... Da. Cred că e un sentiment foarte plăcut să știi că... Jesus, fuck. Mamă, dar și dacă ratezi. Nici eu n-am salvat. Eu am fost implicat într-o două salvări și cred că am 0 and 2 din aia. 2 and 0 doar să te ești uitai? Am participat la acțiunea de a salva un băiat care s-a necat. L-am scos la mal după ceva timp. Gril la față. Stai mă, dar un... Jesus, tu e serios? A venit ambulanța, a încercat să resusciteze mort ăsta. Știu sigur că a fost bifat mort. Stai mă, era la mare? Nu, eram la țară. La gârlă. La Iaz. La Iazul de la Jesus, Ferești. Jesus, fuck. Băiatul ăla, cred că avea vreo 14. Și eu eram prin... Sau poate mai mult, 15 pe acolo. Era mai liceu. Eu eram poate început de liceu sau final de general, așa. Erau băieți, l-a scăldat, l-a pescuit, l-a scăldat, nu știu, într-o parte a digului, este acolo un dig, și la capătul digului se aruncă oamenii de pe malul ăla mai înalt și mai încolo erau mai alți copii, alți oameni veniți din alte părți, nu-i cunoșteam. Și au venit niște copii mai mici, că hai la fel, că ajutor, ajutor, am zis că cioacă, știi? Și nu i-am crezut și au insistat mai mult că hai veniți, veniți, veniți. Și în timp ce vorbeau și m-am uitat mai atent la fețele lor, am început să ne panicăm și noi ăștia. Eram poate într-un grup de între 5 și 10 băieți și am luat-o la fugă încolo și ne-au arătat locul în care nu a mai ieșit băiatul ăla. Ăla era cel mai mare din grupul lor și veniseră dintr-un sat de lângă, la scălat. Și era beat, băuse niște beri, ceva, și a intrat în... Apa aia era un pic nămol sau ceva, pe acolo era destul de abrupt digul și n-am mai ieșit. Nu știu câte minute au stat acolo, dar a stat ceva, dacă i-au avut timp să vină până Jesus. La noi, n-am dus înapoi. N-am băgat, l-am găsit, n-am putut să-l scoatem prima dată, am intrat doi băieți, n-am putut să-l scoatem și apoi au venit mai mulți, l-am tras, l-am scos la mal. A venit ambulanța poate în 15 minute, timp în care au mai venit și alți oameni de pe acolo. Care l-au întors pe parte, l-au apăsat pe piept, na, s-au încercat lucruri, dar nu știa nimeni exact ce are de făcut. Și a venit ambulanța, a început resuscitare, tub de oxigen, căcat, ce așa, a scuipat apă,
sau na, cred că e ceva independent de dacă trăiești, cred mecanic. Că doar funcționează ca o pompă, da, plămânul și ieșea apa așa din el. Nu m-am uitat până la final la ce s-a întâmplat, doar că știu că a murit. A fost declarat. Jesus, fuck. Și poate știți sau nu, că am mai povestit asta odată și la stand-up. Dacă vă vreți să veniți la niște show-uri, să mă apula când vă fac să râdeți. Numai pe fericire. Bă, nu. Na. E ce e? Trebuie să... E parte din viață. Iei trauma asta să te uiți la ea. Na, dacă scoți ceva... Nu știu cum cope cu lucrurile astea voi, dar eu trebuie să râd, să fac un pic de mișto ca să pot să fiu normal. Oamenii când se neacă, din singurul exemplu pe care l-am avut eu ăsta, se scoală pula. Ha! Pentru că te asfixiezi. Ah, da. Te asfixiezi, de asta e și tehnica aia de masturbare prin asfixiere, că îți crește așa. Da? Și da, eram... Asta ții minte? Ții minte două lucruri. Culoarea pielii lui, că era gri. Foarte... ciudată, nu mai văzusem un om de culoare aia. Și asta că avea o pulă de țăran în pula mea. Ce înseamnă o pulă de țăran? Mătărângă, nu știu. Okay. Prin comparație cu mine care era în clasa a 8-a. Da. El avea era deja mai mare și în pula mea. Nu că mai rău trebuie, că mai rău puțin nelucruri sunt mai rău decât asta, dar mai du-te și în pula mea. Da. Cu pula aia, măcar ai grijă de ea. Ține-o în viață. Eu știu de la QI că în epoca victoriană o tehnică de resuscitare pentru cineva care era înnecat era să-l scoți din apă și să-l lua așa un tub lung, un capăt ți-l băgau în cur și pe celălalt capăt băgau fum. Nu funcționa. Fum în cur? Da. Asta era... Smoke a blowing smoke up your ass. Nice. Da. Jesus. A, și la cealaltă operațiune, cât am bilanțul 2-0, e, sau cred că e Owen-2, cred da, că se cheamă. Cred că e Victorie și după aia da, înfrânge. Da, da. Da. Pe Victorie, când mergeam într-o seară la live, când făceam live-urile... Cu trotinetele? De la, da, când a căzut fata aia de pe trotinetă și a dat cu capul de bordură. Așa. Erau două fete pe trotinetă. Da. Se râdeau, se pula mea și au căzut în fața noastră și le-am văzut cum au căzut. S-au dus, aia din spate care a căzut pe moale, s-a ridicat și era și pe aia s-a uitat și a văzut că aia nu mișcă și era a avut exact, wow. Exact toate emoțiile. Și m-am dus acolo, eram nu știu cu cine, cu Alex, cu Mirica, Boxi, nu știu care dintre ei eram vreo trei. S-au mai prins și alți oameni. Asta e cel mai deranjant, că vin unii de acum ai despre ei. Nu, că știu ei ce să facă. Și câteodată nu știu ce să facă, doar îți bine intenționați. Dar țipă, se agită de mai rău fac, știi? Mi se pare că e și un risc foarte mare să mai mult să încurci. Dacă da, miști pe da. Cineva și nu-l miști cum trebuie, abă da. De-i pula. Asta e că erau unii, ții minte că se țipa, că lasați-o acolo, nu întoarce-o, că mișc-o, că dă-i palme, țipă la ea, astrupește-o da. Cu apă, ce pula mea să faci? Ții minte că m-am dus și doar am ridicat-o, de pe, am mutat-o un pic să stea dreaptă și am pus mâna pe față, am luat-o de cap și... Părea normal, nu părea că are nimic. Dacă n-am luat-o de cap, avea umflătură. Partea cu... Așa era umflat aici tot. A dat cu capul? Cu tâmpla da, de bordură. Hai de pula mea. A venit și? Ambulanța repede. Nu știu ce s-a întâmplat după. Da. I-am uitat numele, dar țin minte numele. Pot să mi-l aduc aminte, dar... E într-un live. E într-un live, da. Dar nu mai țin minte cum o cheamă. I-am căutat numele a doua zi, dar nu a apărut pe la niciun... Prin, păi oricum prin nu nicio cred știre. Că se dă, nu la se dau sper că e bine. Sper că a fost bine. Nu cred că se dau numele. Andreea ca proasta a căzut pe o bordură. Nu există. E o fată o a căzut ca proasta. O tânără din nu știu ce, dar păi poate da. Să fie un interviu în asta. Că, că erau... goneau două proaste pe o trotinetă. Andreea, fiica lui. Da. Mamă, ce oribil. Băi, observ asta, mă. Și astăzi, că mi-am amintit acum. La fel, la ăla de ce am completat la început pentru dosarul la pe care îl semna toată lumea. La fel, e numele care era printat măcar, era Mitran Dragoș Ștefan, fiul lui și... Al, nu știu da. Cui. Bă, dar nu înțeleg, de ce trebuie să-mi dau numele părinților? Mi se pare de-a dreptul imbecil. Poate mai sunt... Mai păi e da, un... dacă timp tu am și CNP-ul acolo... A, well. E... În alte țări ai numele părinților băgat în numele tău direct, nu trebuie să-l mai dai. Cum e în Spania, by de default? Exemplu. Da. A, da. Au patru nume. Și economie de nume. Da. Brazilia, din asta.
Bă, dar stai că tot e o limită până la urmă. Au vreo 6. Păi aia zic, dar la un dat mai renunț la nume, că gândește. Ok, da, păi da. Pe mine mă cheamă Dragoș Nicu Cornelia Mitran, da. Pe Luiza Ioana Luiza Andreea Victor. După noi doi facem un copil, ce se întâmplă? Ăla are... Așa cheamă părinții tăi? Nu, mă. A, nu. După, dacă noi facem un copil, ăla o să aibă, practic, numele ăstea 8? Nu, mă, doar numele tău. A, nu, rămân fără... Da, alea... așa cred. Deși... Păi, practic, așa n-ai rezolvat nimic. Că numele meu e mai lung. Ale și tu ăla care îți place mai mult. Da. Nu știu. Nu știu din care nume. Că, de exemplu, de ăsta, de-l cheamă Fernando Navarro Gutierrez ceva, mm-hmm. Cred că e numele de familie al lui Măta Navarro Gutierrez? Da, și Măta avea două nume. Păi zic. Cred că le doar pe primul din succesiunea aia. De aia zic că e... Dacă sunteți din Spania, dacă ne ascultă cineva din Spania... Orale! Andale! Bip-bip! Escribo en el comentario adelante. Nu știu, nu știu, dar înseamnă, nu înseamnă nimic ce am vrut să zic. Dar pare că ai știut. Mai jos. Da. Adelante cred că înseamnă în față. Sau chestia asta. Noi avem Andreea Severinului pe Tocma Bilbob Constantin. Știți? Cum? Bilbob? Tom Mac Bilbob Constantin. Dar fiecare e câte un nume. Așa are numele. Era prin 2006-2007 pe toate astea. Tom Bilbob Constantin. Și cum se prezintă? Tom Bilbob Constantin. Ești prost, n-ai înțeles? Ce vârstă are băiatul? 50 de ani. Mam. Deci în vremea lui... Păi dar tu ce crezi că odată cu vârsta nu te mai cheam așa? Păi nu, odată cu filmele americane mă gândeam așa. Credeam că e mai tânăr, credeam că e din asta. Nu, și tasul s-a dus beat la Starea Civilă. Literally chiar asta e povestea. Povestea că clasică. Îl știam pe Fisu. Și pe Fisu cum îl chema? Doar Constantin? Nu. Cred că doar Toma Bilbob. Constantin suna naș farău. Bac Bilbob. Am mai văzut asta cu străinii. A fost în Coreea de Sud. Am văzut o scenă din Coreea de Sud. În campionatul de fotbal al Angliei, la finalul campionatului, ca în orice campionat, se dă un trofeu pentru jucătorul care a dat cele mai multe goluri. Anul ăsta au fost doi jucători pe primul loc, unul din Egipt, unul din Coreea de Sud. Ăla din Coreea de Sud s-a întors acasă cu trofeu. Așa. L-au așteptat toată lumea. Toată Coreea de Sud. Cred că a fost acolo. Prima dată în istorie când s-a întâmplat asta, știi? Așa. Și a fost un eveniment. Și a venit, Son îl cheamă, a venit la pe aeroport, la reporter plin acolo, aplauze tot, și să scoată trofeul, o gheată de aur, să-și facă poză cu gheată de aur. Și s-a întâmplat cel mai corean lucru posibil. Au început să danseze. Nu. Au venit mascote. Close enough. Ok. Sunetul când vin mascotele, da. Gen când se întâmplă ceva într-un desen animat sau un anime-uri sau așa, gen când a scos ăla, s-a auzit un... Dar așa masiv în toată ziua. Incredibil. Ce drăguț. Da. Nu, te așteptai să-ți se facă ochii așa mari, să-l... cu o lacrimă în aia în colțul capului. Și cu tâmpla umflată, știi cum era. Desenele. Bă, dar arată coreencele. Așa. Mai sunt K-pop, formațiile astea de K-pop. Arată nu destul arată de european, nu știu ce se întâmplă cu... Își fac operații la ochi, parcă au ochii foarte... Nu migdalați, se cheamă la noi? Au ochii prea rotunzi, parcă, pentru asiatici. Cred că sunt operații din astea de... Cred că sunt. Și asta, și eu mai văzut la din astea de make-up, mă mai pierd în lucruri. Ați văzut din astea cu femei asiatice care se machiază la modul de pare că e filtru? Își pun tot felul de chestii, un fel de prosthetics. Ca să fie îmbujurat obrazul. Nu doar atât, la ce? Modul că își pun un fel de ceară și își reconstruiesc parte din nas cu niște, un fel de scoci. Operație sau ochii. Doar pe deasupra? Cum, se pot da jos? Sau? Da, astea se dau jos. Astea sunt doar de machiat. Ca da. Madam Doubtfire. Da, da. Aha. Și e live și e foarte creepy când vezi, de obicei astea sunt din astea de demachiat. O vezi și este o fetiță din aia de nu pare adevărată, că e perfectă toată și albă și weird. Și pe aia începe să-și dea jos scociul și se revine ochi la normal și își dă jos nasul și that's fucked up. Când își dau jos nasul, that's where you go. What the fuck?
Știi că iau efectiv o bucată din ceara aia sau ce dracu spun. Eu nu înțeleg nici femeile din viața, în viețile noastre, așa, care se dau cu ruj peste marginea buzei. Eu nu pot să înțeleg asta. Am văzut asta la Antonia cu aia. Am dat zoom pe o poză cu ea. Da. Avea o dâră de ruj peste buză. Deci, ca să pară buzele mai mari. Da, da, eu sunt prost, mă crezi prost, nu văd că te-ai mânjit te pe lângă. Te înșeală. Eu chiar cred că te înșeală la măcar la un nivel de departe. Păi de departe, de obicei tu nu o să stai. Dacă faci poză pe Instagram de aici, eu o să dau zoom și se vede foarte clar. Gândește-te la o fată pe tocuri. Tu te obișnuiești foarte repede cu înălțimea ei și după când coboară, e what the fuck. Am văzut astăzi o fată pe tocuri, am pus-o pe story. Am văzut ce funny mergea, a fost incredibil, extraordinar. Incredibil, n-am mai văzut așa ceva. Bă, mergea cum... Mergea de parcă nu te vede nimeni. Da. Cred că așa merg toate femeile când... Cum merg căței din desene cu încredere, știi? Bulldogii așa. Da, exact. Era așa cu pieptul înainte. Era... Este super deșirată, așa. Și pantalonii ăia un pic prea lărguți. Mm-hmm. Eu n-am nimic cu ea, dar e funny. Pentru că și-a făcut asta singură. Da. Și-a cauzat asta ca ea să fie sexy. Sau nu știu ce a încercat ea când a plecat de acasă. Bă, merge. Dar pare că merge la o confruntare. La un pic de MMA așa. Și-a ajuns în starea asta săracă. Mergea și pe piatră cubică. Și cred pe că... piatră cubică. Na, s-a încercat. S-a încercat. Da, se încearcă. Ce creepy ești. Nu știu, n-am... Bă, am avut astăzi o drumeție în care am observat așa fauna, dar tu ce faci fauna urbană dimineața, da, cu exact viața ta? Ce pula mea? Unde te duci? Unde ai te plimbi ca bătrânii? Ai de dat de mâncare la porumbei? Mai dau o tură, faci? Mai dau o tură prin cartier să văd ce mai e. Chiar faci asta? Presa. Bă, mai ies prin parc așa dimineața. Că mi se pare că dacă stau în casă, n-am făcut nimic și măcar să ies un pic din casă. Mă aduc, îmi iau o cafea, mă duc prin parc, dau o tură de parc, mă întorc acasă, am făcut ceva în dimineața asta. Ce viață. Dacă mă trezesc și mă bag direct în laptop sau stau pe telefon, de multe ori stau câte o oră pe telefon când mă trezesc, îmi strică toată ziua. Așa, măcar dacă mă oblig să ies din casă, am făcut ceva. Ce este primul lucru pe care îl faci? Ieși din casă? Mănânc. Câteodată mănânc, câteodată mă duc direct și-mi iau cafea. Depinde. Depinde la ce oră mă trezesc. Câteodată mă duc la sală, dacă mă duc la sală, clar, nu se mai aplică. Zicea Popescu o chestie foarte interesantă legat de trezitul dimineața, prin ce a citit el. Știți că e pe chestiile astea așa mai healthy, mai... Na, și cu somnul și whatever. Da. Și că e foarte mișto când te trezești dimineața să nu te uiți la o lumină artificială, cum ar fi telefonul, și să ieși pe balcon doar așa, să te uiți puțin, că aparent îți funcționează mult mai... Îți trezește capul mai bine. Da, da, da. Păi tu nu te trezești cu lumină? Ai bezi din cameră? Ba da, nu, da, aia zic. Nu, da, aia zic, dar să ieși cumva, adică să vezi lumină ca lumea, că tot trece prin niște geamuri, adică e mai mică sursa de lumină decât la e. La mine lumină destul de tare în cameră, eu dorm cu din aia de ochi. Și acasă? Mi-am făcut un obicei. De ce nu ți iei perdele în alea opace? Pentru că e important întunericul, da. Dar nu doar întunericul mă influențează. Eu aveam un obicei să dorm cu... Îmi puneam ori o pernă pe față, ori un tricou pe față. Îmi puneam ceva pe față. Că e bună presiunea aia. Îmi place să mă apese ceva un pic pe ochi, așa. Face... Nu știu, așa m-am dresat. Eu tot vreau... Dar eu cred că mulți oameni au asta. Eu încerc să o combin pe Ana, eu să ne luăm... Nu pot să dorm cu ele pe ochi. Mă enervează. Nici eu și pe mine nu mă enervează. Mamă, și bine. Transpir. Dacă nu mă apasă ceva un pic pe ochi, parcă nu e somnul la fel de deci bun. Deci noi dacă te apăsăm un pic pe ochi, acum ador? Direct, îmi dau shutdown direct. Așa un pic, așa pe plapea. Mă apăsat pe ochi și mușcat un deget. Vezi instant. Eu tot încerc să o combin pe Ana, să ne luăm, vreau și eu să-mi iau pătură din aia foarte heavy. Care cică-s foarte mișto. Adică ăla e somnul foarte relaxant și sunt ceva principii de lână. Pe care nu, da, dar da, mă rog. Ogheal, cum îi zice la foarte țară. Foarte ăstea sunt foarte subțiri acum, dar doar nu știu ce căcat au. Da, foarte grea. Și aia că e vara? E subțire. Vara, păi, cred că e horror. Voi dormiți acum cu pătură, cu... Eu încă am plafon de iarnă. Pilotă, da? Na, eu am scos din ea, că e din aia all season și am scos jumate din ea. Eu am o pilotă. Am avut o pătură așa mai, poate mai groasă, acum am pus o pilotă, dar nici pe aia, o țin doar ca să mă mai, să mă mai iau în brațe, o mai, da. Mai răscrăcesc pe ea. Și mie îmi place să fac asta. Dar nu mă mai învălesc cu nimic.
E cald, 28 de grade în pula mea în casă. Și mai vine și pisica și se pune între picioarele mele și îmi face călduț. Ah, nu. Da, nu. Da, iarna e. I-am dat drumul la aerul condiționat de vreo 2 săptămâni, cred că. Mamă, serios. Ai și o problemă cu căldura atunci. N-are cum să fie așa cald. Eu am expunere pe partea cu lumină destul de până pe la ora sud, până pe la ora 5, cred că. E lumină toată ziua la tine? În a doua parte a zilei, unde e cel mai cald. Da, e lumină pe balcon. Pe balcon și pe camera de după balcon, cum ar veni, unde stau. Și e destul de cald și bag AC-ul la un 23 de grade. Nu mult, dar tot. Se fac 28 dacă nu, sau 29 zilele astea. La mine e răcorică. Cred că ajută. Eu în parcare am foarte mulți în spate, sunt mulți copaci și în față. Cred că ajută super mult. Da, ajută, clar, pentru normal. Că nu e atât de cald în apartamentul ăsta. Chiar e momentan, e decent. N-am dat drumul la AC, e nice. Mai un geam deschis? Mai țin și geamul deschis, dar mă enervează că intră albine. Am scos astăzi două albine din balcon. Dar n-ai sită? N-am. Nu spui? Plasă. Țânțari? Bă, tati. Știi care e faza cu plasa? Că am mai avut în alte părți și se rupe. O trântesc și pocnește și după aia... Înseamnă că ești prost. Da, sunt cam prost. Ești cam prost. Decât să am grijă de ea, mai bine nu pun. Am perdele. Da, mă, dar tot îmi place intră cum se văd perdele când ne bate vântul. Asta îmi place. Ai, e foarte romantic și da, dar îmi place să văd afară, nu-mi place să văd plasă. Îmi place să fie deschis. Da, înțeleg cumva, dar pe stil, decât să ai toți țânțarii din lume ce-o. Și toate astea. Da, nu, țin și... închis. Nu mai deschid balconul spre restul casei, doar dimineața când aerisesc, după aia închid și îmi fac bunker. Afară lumină, se vede frumos, plante acolo pe balcon, înăuntru răcorică. Când e la tine la o cafea? Eu vreau să văd cum e la tine în apartament. N-ai fost la mine niciodată? Nu, doar că am făcut dar un pipi foarte fost? Scurt. Cine a fost? Boxy a fost, că m-a ajutat să mă mut și Mirica, că m-a ajutat să mă mut. Puneați și voi mâna la cărea niște paturi, poate... Bă, dar e garsonieră, n-a... Nu, îmi imaginez că ți-ai făcut frumos. Eu te invit la mine pe balcon, Luiza. Vreți să facem un podcast la mine în balcon? Da. Nu cred că ne ține. Balconul? Dar putem să facem. A? Balconul? Iar e bloc din ăla cu bulină? Nu e cu bulină, dar cred că avea bulină sub... După, au chituit peste. Înainte să spună termoizolație, cred că era o bulină și n-au mai scos-o la suprafață, au lăsat-o acolo. E o zonă... De blocuri vechi? Destul de vechi. Dacă te uiți la locatari... Sigur, au ei bulină. Sigur au bulină, exact. Sunt niște pensionari să-ți bagi până. Da. A, și nu știu dacă v-am zis că am reușit să înlocuiesc administratorul de la mine. Tu? Eu. Bravo. Tantea aia care m-a lăsat noaptea fără că a schimbat cheia de la interfon fără să-mi spună și m-a lăsat pe la bloc. Am sunat-o, m-am certat cu ea, am blestemat-o și numai puțin de o lună mai târziu, cred că, am văzut anunț că se fac alegeri pentru un nou administrator. Nice. Și vă candidezi? Come on. Adică... Noi trebuie un administrator de bloc în grup. Și tu ești cel mai potrivit. Mirica fură banii, știi asta. Aș putea să fiu. Eu cred că aș face treabă bună. Și aș eu avea cred. Niște inițiative bune, doar că oamenii sunt destul de neimplicați așa. Cred că m-ar frustra mult. Ar trebui să iau decizii. Ar trebui să fiu dictator. Sunt și bloc. Foarte multe, da mă, dar nu e vorba doar de oameni, e o problemă și cu infrastructura. Că uite, noi, spre exemplu, ai văzut alea pe care stau eu. Alea Iacta Est. Da, absolut toate blocurile și de pe o parte și pe alta sunt izolate pe exterior și renovate. Da. Ghiși care scară nu. Fix la voi? Nu, da. Că și nu a fost de acord cu handicapa, probabil. Nu, nici măcar. A tot sunat administratora și probleme cu primăria, că nu, că lasă că venim noi și din astea și se chinuie de vreo jumătate de an, un an, hai dracu odată să faceți și la noi. Și te lovești și de probleme din astea când trebuie... Da, normal. Că-s... Cu gazele, cu apa caldă, că iar n-avem apă caldă, adică nu e vorba doar asta de inițiativ. Asta e normal, că tu ai pleci cu ideea asta, că mamă, dacă ar fi după mine, aș schimba cutiile poștale și aș pune flori pe toate scările. Da. Dar după aia când ajungi administrator și vezi că țevile ruginite în subsol și ai scurgeri și se adună șobolanii sau căcat, da. Acolo trebuie să bagi banii. Și dar e nașpa că măcar chestiile alea, drăguț când vorbești, explică frumos, nu țipa la mine. Și e nașpa că chestiile alea nu se văd. Adică exact unde necesită... E practic exact cum e în țară raportat la guvern. Sau nu știu, uite București. Nicușor, da. Da, probleme cu toate țevile de gaz, de astea de termo, da, whatever, de cu căldură. Da.
probleme cu toate, dacă te apuci doar în grob Bucureștiu, nici nu termin mandatul tău, după oamenii oricum sunt nervoși pe tine, că nici n-ai terminat, deci practic... Adic- e un... Să știi că mie îmi place Nicușor acum, cum comunică în ultima perioadă. Că postează zilnic, postează zilnic... Îl urmărești? Da. Pe Facebook primarul sau pe meu, un pula mea, mi-am făcut viza de flotean ca să-l votez, normal. Pe Facebook sau pe Insta? Pe Facebook. Ok. Cred că acolo e publicul lui, sincer. Postează zilnic și are ce am făcut azi sau ce am mai făcut azi, ce am mai rezolvat sau ce inițiative am mai pornit sau dar ce am mai semnat contracte. Dar tot USR-ul are chestia asta de și primarul din nu știu ce sector, ce a făcut Cotild sau bla bla. Nicușor e independent. Da, da. E independent mai mult PNL, sincer. Așa a câștigat primăria. Că a sărit de la USR, i-a făcut mișcarea lui Vlad Voiculescu la primărie. Nu ne băgăm în astea, mă doare în pulă. Treburile lor. Dar postează cu buleți. Buleți verde dacă e ceva de bine, roșu dacă e ceva de rău. Smart. Și bag așa, astăzi am făcut. Am fost la șantierul de nu știu unde. Am mai semnat un contract, e nu știu ce groapă de gunoi în faza de proiect. Am luat aprobări pentru ceva, s-au mai comandat 4 tramvaie de la Arad. Sunt niște chestii pe care poți să le... vezi că le-a bifat sau le-a făcut, da. Sau uite ce am mai făcut pe treaba asta. Decât că mai sunt unii care își mai fac ei o poză că tai o publică. Cioloș, de exemplu, că am vizitat astăzi un centru pentru și are o poză cu 5 copii care desenează pe ceva. Ce pula mea ai făcut până la urmă? Adică nu e cuantificabil. Și de asta îmi place mai mult la Nicușor că a început că să... e matematician. Exact. A se început vede. Să aplice ce știe. Și mai are câțiva ani. Teoretic, dacă... Cât mai are? 3 ani, cred. 2 ani? A trecut un an. Cred că mai are 3. Da? Nu știu. Toamna asta se fac 2. A. De când... 2 ani jumate. S-a făcut un an frig. S-a făcut... adică nu s-a schimbat nimic. Au început lucrările la niște țevi de căldură și la, s-au cumpărat niște centrale regionale. Urmăresc, oi, nu... Chiar urmărești. Și teoretic ar fi șanse ca în mandatul lui să fie căldură în București, să schimbe sistemul de termoficare. Ceea ce dacă face asta, clar e încă un mandat. Dacă nu face asta... Bă, n-are cum să, să schimbe doar în 2 ani tot sistemul de termoficare. Sunt sute de kilometri de țevi. Păi, pula mea, eu nu cred, cred că funcționează chiar așa. Pe niște sectoare, nu știu cum funcționează. Da. Adică eu m-am uitat, a avut cei de la Recorder au arată că pe, pe nu știu câți kilometri. Da? Nice. Ar fi foarte evident că e. Da. Ce au avut aia de la Recorder? Au avut un reportaj despre termoficarea și despre cum suntem efectiv doar blestemați, că au fost cârpeli peste cârpeli de 30 de ani încoace. Exact, și asta e problema, că te plângi că n-ai căldură, dar când e vorba de un proiect ca asta, că oamenii vin la ăștia care au putere de decizie, vin să facă chestii pe termen scurt, pompăm mai multă apă în sistem ca să compensăm pierderile. Că asta, că țevile sparte, se scurge prin țevi, dacă bagi mai multă apă, nu se mai văd scurgerile, cumva, că ajunge și la tine. Dar ca să poți să le, să le înlocuiești cu totul, trebuie să le scoți din pământ să pui altele. Da. Și în momentul ăla nu-ți mai vine căldură deloc, o perioadă. Nicușor, asta iarnă, când a fost pus în fața întrebării astea, a zis că mai punem o, două plovere pe noi și a râs ca prostul, ceea ce... Așa zici. A fost și asta o abordare. Nu e bine pentru... Da, a fost, a fost nu dă bine și... la notorietate, dar asta e adevărul. A fost și mea. Băiatul ăla, Isărescu, care este directorul BNR, care la fel a avut care acum... Care toate bancnotele din țara asta. Că avem foarte mari probleme cu inflația și că probabil o să mai dureze vreo 2 ani jumate și pentru oamenii care sunt stresați, ia și o pastilă, se calmeze. Da. Ah, nice, thanks. Este Jesus. Din punctul ăsta de vedere de om, de purtător de cuvânt al statului, nu pot să zic căcaturi în astea, dar așa, între noi la o cioacă, da, ce pula mea să faci? Ce pula mea să fac? Că da, nu... mai pui un plovăr pe tine, dar nu te aștept să zic asta omul care da. Trebuie să-ți dea plovărul. Exact, măcar... Dă-mi tu un plovăr. Exact, administratorul la mine din bloc, că nu puteam să intru în scară la 3 noaptea și mi-a zis că eu nu sunt plătită non-stop și mi-a închis. Păi du-te în pula mea. Și pe aia m-a sunat odată și mi-a zis că ori îmi plătești o cameră la hotel, ori sparg ușa. Cum să spargeți ușa? Hai că sun eu pe cineva să vedem dacă e acasă. Păi vezi în pula mea că se poate să găsești o soluție. Ce nașpa e când trebuie să recurgi la căcaturi din astea. Că și eu am pățit asta când m-am dus la un festival. Și îmi uitasem biletele, greșeala mea, nu zic. Okay. Îmi uitasem biletele, nu știam unde căcat le-am pus.
Și m-am dus cu super mult bun simț, eram eu cu soră, mi-am zis, vă rog, e frumos, căutați-mă într-o bază de date, uite, buletin. Și nu arăta niciun fel de amenințare sau ca și cum am venit aici să vând droguri. Și futem aș pe el festival. Bă, și nu există, că nu există, nu se poate, nu există. Bă, și a trebuit să dau telefoane la cineva care știa pe cineva de la ticketing, de la nu știu ce, ca să sune, să ajungă telefonul la băiatul ăla de la măsuță cu care vorbeam eu, ca să mă caute într-o bază de date. A trebuit să fac o manevră din asta de PSD-ist obosit, exact, că putea să mă caute. De oprit, de da, oprit cu mașina, că stai că sun, vă sună cineva imediat să vă spună cine sunt. Da. Asta și mă deranja foarte tare, că aveam biletele cumpărate, sigur există o bază de date, dar n-a vrut el. Și insist că m-am dus cu vă rog eu frumos, știu că am greșit, dar vă rog, lăsați-mi și pe noi să intrăm, că pa, 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 pa. Normal că nu se poate. Păi e exact pe principiul băiatului din parcare, a paznicului. E și el șef la ceva, are fericirea și puterea asta, știi, asupra ta. Care nu face nimic în pula mea cu viața lui. Păi da, mă, dacă ești șef, nu vrei să funcționeze lucrurile? Nu, nu vrei să, nu, pentru că tu să-ți fie nu, la recunoscător, că uite nu, că te-am rezolvat. Pentru că nu ești șef constant și știi că nu te respectă în general nimeni. Ești mult mai într-o zonă de alo, alo. V-am zis, eu am urlat la un pasnic de la mall, de am crezut că nebunesc. Adică chiar am crezut efectiv că fac atac cerebral. Când era asta cu COVID-ul, n-am văzut în pula mea, că fiind ușe rotativă pe care se intră, la începutul pandemiei aveai voie doar să intri pe ușa aia și erau ușile de lângă aia rotativă de pe care ieșit, să ieși. Da. Am fost la mall, am ieșit pe ușa aia din dreapta, după, n-am ieșit tot pe ușa rotativă, că credeam că așa a rămas și a alergat după mine, mâncați așa. Că bă, eu la tine țipam. Și mamă, și mi-am ieșit din minte, ce problemă ai? Ce pula s-a întâmplat? Și am văzut o privire puțin. Nu mă așteptam. Da, exact, nu mă așteptam. Da. Nu pe aici se iese. Se iese pe ușa rotativă. Ok. Și am deranjat cu ceva? Am schimbat cu ceva mersul lucrurilor? Ce are dacă am ieșit pe ușa asta? Care e diferența între dacă ieșeam pe ușa asta și pe aia rotativă? Și acum ce pula mea? Să intri încă o dată ca să da, ieși da, da, pe unde da, trebuie? Da, ce da, pula și mea am zis, tu e serios? Înțeleg în pula mea că n-ai, exact ceva de genul. Înțeleg că nu ai deloc autoritate în viață, dar nu te apuca acum de căcaturi în astea cu mine. Și gata. A plecat. Ieri a fost blocat, nu știu ce, s-a făcut un exercițiu de atac terorist ceva în centrul Bucureștiului pe la ora 6 și era blocată toată zona fântânilor, tot parcul Unirii, cum ar veni, de poliție, ambulanțe, pompieri, era o grămadă de mașini acolo și perimetru, fiecare trecere de pietoni, păzită de jandarmi și poliție și zicea să ocolești. Eu aveam de trecut fix, trebuia să traversez tot parcul ca să ajung la comics și m-a pus să oculez pe la horoscop prin pula mea, peste tot. Și la fiecare trecere de pietoni îmi zicea cineva, îmi zicea unul ăsta că nu pe aici, n-ai voie pe aici, pe acolo. Eu eram pe trotinetă și după ce am văzut care e sistemul așa, nu mă așteptam să zic că treceam în pula mea, treceam, mă duceam un pic mai în dreapta, mai pe ocolit, cu mașinile cumva să oculez mai repede. Am ajuns la o trecere de pietoni, era tocmai atunci se făcuse verde, se oprise verdele la trecerea de pietoni, se făcuse verde la mașini. Dar erau vreo 20 de metri, aveam timp să mă duc. Polițistul din intersecție m-a văzut, s-a uitat la mașini, eu am accelerat un pic, ăla s-a uitat iar la mașini și a zis, hai treci, eu eram deja pe partea alaltă. Am simțit cumva că am fost... Ți-a păstrat scaunul, era chiar acolo. Dar cât mai avem din asta? Suntem aproape la o oră. Păi trecem pe Patreon acum cu Mirica. Da, bine ați venit. Hey, yo. Hey. Bine ați venit la mine. Mi-am forțat un pic, am făcut legea, ilegalitate. Am traversat pe roșu. În același timp, ei cu toții erau pe banii mi-au tăi, îngrădit dreptul la circulație în centru orașului. Deci până la urmă, mi-au întârziat. Eu am plătit cu vreo 5 lei în plus trotineta aia pentru că m-au pus ei să ocolesc în ziua aia. Deci, am voie și eu să trec pe roșu. Mi-am zis eu, știu că n-am făcut curând. Nu a fost bine ce am făcut. Oameni suntem, domnul Ciurini, oameni suntem. Ce voi, mă, Mirica, ai fost pe scenă? Ce zi, mă, Mirica? Da. De acolo adrenalina asta și sclipirea din ochi. Nu știu și fața aia de pernă un pic aici, încă un pic aici. M-am trezit astăzi de vreo 3 ori și tot de atâtea ori am adormit la loc. Și apoi m-am trezit ultima oară când se scria ceva pe
pe grup și tot vibra telefonul lângă mine. Așa. Și m-am trezit și am văzut că e 9 și zic, mamă, responsabilități. Mamă, eu trebuie să urc pe scenă și acum stai aici. Păi de ce nu știi ce dracu s-a întâmplat? Legat de asta sau pe scenă? Nu știu ce dracu s-a întâmplat. De sensul că doar am dormit, așa. Bă, a fost o zi grea pentru toți. Deci nu o să mai dau detalii de la mine, că mi-a scris cineva pe Instagram că m-am uitat la podcast-uri și îmi dau seama că ești deprimat. Dați-vă mai așa încet. Că nu vreau să mă mai citească nimeni, așa că astăzi, pula mea, am stat și am salvat câini. Ce tare. Da. Dă-te și tu mai încolo. Ai oprit? A? E pe stop? Trecem pe Patreon? Trebuie să trecem. Da. Acum aflăm de ce e Mirica deprimat. Cam asta a fost podcastul. Asta este. Dacă voia să-l vedeți pe Mirica, dați... Dacă Mirica întârzie... Aia e. Mulțumim totuși că a stat cu noi. Asta a fost episodul 167, cred. Ne auzim săptămâna viitoare după ce câștigă Liverpool Champions League. Show la Comics pe 2 iunie. Corect. Show la Comics pe 2 iunie. Luiza face, ține open mic cu săptămâna viitoare. Da, de 1 iunie. Și pe 1 iunie, tot pe 1 iunie, vă invit pe stadionul Giulești, unde puteți să mă vedeți jucând alături de naționala influencerilor români. Împotriva cui? Împotriva Rapid Old Boys. Nice. Păi Dănuț Lupu, Marian Rada, ce te-a atras de la adversarii ăștia? Rapid Old sau Boys? Băi, ăsta întotdeauna am ținut cu Rapid, în primul rând. Uh-huh. Sunt rapidist de când mă știu, sângele meu e alb vișiniu. Taci-mi până mă ușurea, că țin cu Rapidul de când mă știu. Daniel Niculae. Nice. Ionuț Rada. Stai mă, ăștia-s la voi? Nu știu. Că Ionuț Rada e la voi, nu? Nu, Ionuț Rada e capitanul. Și Daniel Niculae e la ei? Daniel Niculae e în club. E prea tânăr, pe aia zic. Da. Păi da, aia. All Boys gen Rică Răducanu. În fine, și... intrarea e gratis. Se intră Rică gratis Răducanu pe stadion și se poartă, poți să șutezi lui Rică bani, Răducanu. E un eveniment caritabil. Rică Răducanu, da. Poate Rică Răducanu în poartă. Știi faza aia când îi dă unul lob, încearcă să-i dea unul gol la colțul lung, mingea se duce pe lângă poartă, Rică Răducanu vede că mingea se duce pe lângă poartă și fuge înainte să prindă mingea. Și o bagă în poartă. Până iese mingea din teren, îl lovește în ceafă, vine la atacant și o bagă în poartă acolo. Rică Răducanu. Nea Rică, tata. Da. Asta a fost. Hai ne prelingem pe Patreon, corect? Asta da. Facem. Da. Hai că dau stop. Bye.